Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel! E piatra mea! Eu dau cu piciorul în ea! Nu, deja e piatra mea! Caută-ți alta! Eu dau cu piciorul în asta! Eu am găsit-o, ea a mea! Se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici! Caută-ți alta! A încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendel e de vină! Mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Castelul de nisip. Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart, pepenele! Se supără Buburuză. O, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele. Să ne grăbim pe insula de nisip? Nu ne mai rămâne timp să construim castelul? A strigat repede fetița Mămăruță. Așteaptă, Buburuză! Vin și eu cu tine! A spus Baltazar. Și eu? A spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor! Pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem! Construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă. Și poate să vină și Bobiță! A propus Baltazar. Au ales patru coși de pepene. Una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Balonul. Într-o după-amiază de vară s-a iscat o furtună în pădure. Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, au urmărit-o de la fereastra căsuței cu buline. Furtuna era puternică, a îndoit copaci, a provocat stricăciuni căsuței, ploua cu găleata. Când în sfârșit ploaia s-a oprit, iar vântul a încetat, cei doi prieteni au pornit în recunoaștere. Ia privește, Buburuză, copacul ăsta a fost rupt de vânt, a spus Bobiță. Iar ploaia a distrus toate florile mele, a suspinat Buburuză. Bobiță, Buburuză, veniți repede, ajutor, cineva zace pe câmp. A venit fugind săltăreața, fetița lăcustă. Pe câmp chiar zăcea cineva rănit, o fetiță gâză. Vai, ce s-a întâmplat cu tine? Cum te cheamă? Cine ești tu? A întrebat speriată Buburuză. Mă cheamă Nelly, fetița gâză. Locuiesc sus pe munte, dar uraganul m-a suflat și m-a lovit tare rău la cap. Mi-au slăbit aripioarele, nu mai pot să zbor. Nu știu cum voi ajunge acasă, plângea Nelly. Au ridicat-o pe Nelly și au dus-o în casa verde a săltăreței. Nu te teme, te ajutăm noi să ajungi acasă, a spus Buburuză. Mai târziu au venit Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluture, și Vendel, băiatul rădașcă. Toți se gândeau cum ar putea să o ajute pe Nelly să ajungă înapoi pe deal. Un balon ar fi foarte bun, a spus Vendel. Dar din ce facem un balon? A întrebat Bobiță. Din pături, perne și cearșafuri, a propus Fulgușor. Din perdele și prosoape, a adăugat Vendel. S-au apucat de lucru. Au ajutat cu toții, au cusut materialele, au adunat toate păturile, perdelele, cearșafurile și prosoapele. I-a ajutat și Nelly. Încet, încet se însănătoșa, nu o mai durea nici capul. A durat câteva zile până când au terminat balonul. Am terminat! Mulțumesc! A spus fericită Nelly. Pornim spre vârful muntelui! Ura! Zburăm! A strigat fericit Bobiță. Asta da! E minunat! Vedem toată pădurea! Se minuna Buburuză. A început să se însereze. Când au ajuns pe munte, Nelly a strigat. Ura! Sunt acasă! Vă mulțumesc! Dacă doriți, rămâneți la mine până mâine. Chiar în noaptea asta vor apărea stele căzătoare. Rămânem cu plăcere! Au spus toți deodată. Nelly a servit prăjitură și ceai noilor săi prieteni. După cină s-au așezat în fața casei lui Nelly pe vârful muntelui. Au stat și au așteptat să vadă stelele căzătoare. Ura! O stea căzătoare! A strigat Bobiță entuziasmat. Am văzut și eu una! A aprobat Buburuză. Și eu! A spus Vendel. Când s-a făcut răcoare, au intrat în casă și de la geam s-au uitat mult timp la stelele căzătoare. Înainte de a dormi, tot și-au pus câte o dorință. Nelly și-a dorit să se mai întâlnească și altă dată cu noii săi prieteni.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței fluturaș. Fulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-a oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși! Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță. Îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă. E o boală contagioasă. Nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Bobiță, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei trei prieteni s-au apucat de treabă în casa pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și au început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima. Sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, veseli sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița mămăruță și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou, dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoară Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristă atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei 3 prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, alunecat din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița mămăruță. E un cadou minunat! Mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, chiar și Vendel, băiatul rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată, o cireașă minunată, e o avere, voi avea o masă de prânz bogată. Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea? Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate, care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul. Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține, a suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză. Acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa, ai stricat tortul, se văită Baltazar. Vai, tortul, ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma Ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șoma Ariciul. La mulți ani, Șoma Ariciul! Au strigat cu toții. Ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos, a spus Ariciul. Să-ți arătăm ceva, a spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult! A spus Ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele Ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Bicicleta. Într-o zi de vară, porumbelul poștaș a adus un pachet pentru Bobiță și pentru Buburuză. Era un pachet mare, frumos, în hârtie roșie, legat cu fundă albastră. Era însoțit de o scrisoare. Buburuză o citi. Miriapodul ne-a scris: ura! Ne vizitează în curând! A trimis acest cadou pentru noi. Pentru noi? A întrebat Bobiță. Cum adică pentru noi? Ție sau mie? În scrisoare scrie că e pentru noi. Probabil e un cadou comun. Ce cadou comun? Se enervă Bobiță. Probabil este pentru mine, căci eu l-am găsit de Crăciun în zăpadă. Dar eu l-am primit în căsuța mea, eu l-am vindecat, eu i-am pregătit ceaiul, a ripostat Buburuză. Dar eu i-am citit povești din cartea de povești cu râme, a continuat Bobiță. Hârtia de împachetat roșie n-a rezistat prea mult. S-a rupt la un capăt, apoi s-a rupt și la celălalt capăt. Sub hârtie se zăreau niște roți. O bicicletă! A strigat Bobiță. Este tocmai bună pentru mine. Pentru mine va fi tocmai bună, a spus Buburuză. Foarte bine, du-te tu cu bicicleta dacă vrei. Cel deștept iartă, iar măgarul suferă. Eu sunt deșteapta, iar tu ești măgarul. Bobiță nu s-a lăsat. Nu e adevărat, eu sunt deșteptul, iar tu ești măgarul. Poți să duci tu bicicleta. Până la urmă n-a dus-o nici unul. Au plecat supărați, iar bicicleta, pe jumătate dezvelită, a rămas acolo. Curând a apărut Baltazar, băiatul albină, și Fulgușor, fetița fluture. Ia uite, ce e asta, o bicicletă? A întrebat Baltazar. Da, sigur, a răspuns Fulgușor. Este și o scrisoare pentru Bobiță și pentru Buburuză de la Miriapod. Hai să le-o ducem, a propus Baltazar. Au prins-o și atunci a căzut toată hârtia de pe cadou. Au râs în hohote. Uite, e o bicicletă tandem. Putem să ne dăm amândoi cu ea. S-o încercăm, a spus Baltazar. Bobiță, Buburuză, v-am adus bicicleta, a strigat Fulgușor. Bobiță și Buburuză au ieșit din tufiș. Când i-au văzut pe Fulgușor și pe Baltazar pe bicicletă, au înțeles. Asta este o bicicletă tandem, încăpem amândoi pe ea. Și noi cât de urât ne-am certat! S-au împăcat imediat și s-au îmbrățișat de bucurie. Ce cadou frumos! Iar noi n-am pregătit nimic pentru Miriapod, dar el va sosi imediat, a spus speriat Bobiță. Să-i pregătim Miriapodului o morișcă de vânt din petale de flori, a propus Fulgușor. Da, e o idee bună, au încuviințat Bobiță și Buburuză. Cei patru prieteni au făcut o morișcă de vânt din petale roșii, violete, galbene și roz. În acel moment a sosit Miriapodul în caleașca trasă de șoricel. Șoricelul s-a oprit, iar Miriapodul a coborât din caleașca din coajă de nucă. S-au îmbrățișat fericiți toți trei. Văd că ați primit cadoul meu, sper că vă place. E un cadou minunat! Ne-am bucurat foarte mult, au spus Bobiță și Buburuză. Iar noi ți-am făcut această morișcă de vânt. Miriapodul a mai rămas 10 zile, când la Bobiță, când la Buburuză. Au făcut excursii lungi pe bicicleta cea nouă, au discutat, au cântat, s-au jucat, s-au simțit foarte bine. Dar zilele vesele au trecut repede. E timpul să pornesc spre casă, m-am simțit foarte bine la voi, a spus Miriapodul. Să vii și la vara viitoare, au spus deodată Bobiță și Buburuză.